Când vine Barza, Oana Lis vinde casa. Soția lui Viorel Lis renunță la vila în care și-a consumat mariajul cu fostul primar al capitalei și în care a funcționat o vreme un bordel. La doar o zi după ce a aflat că este însărcinată, ea se gândește deja la divorț. Este dezamăgită de escapada fostului edil și gata să-și crească singură copilul. Abătută, Oana Lis nu găsește puterea să zâmbească. Aseară a aflat că e însărcinată. În direct, ca orice vedetă care se respectă. Vestea a lăsat-o fără cuvinte. Sunt două linii. Două? Gata, Oana, să fie într-un ceas bun. Am rămas fără cuvinte. Chiar nu e momentul potrivit. Cum noaptea e un sfetnic bun, astăzi Oana s-a împăcat cu gândul că va deveni mamă. Are deja și un nume. O fetiță mi-ar plăcea să am. Lorelai mi-a plăcut foarte mult, mi se pare așa ca o rază de soare. Plus că am de fapt, o doamnă psiholog la care merg pe care o cheamă Lorelai. Oana mărturisește că problemele din ultima vreme au doborât-o. Am mers la psiholog, acum deocamdată am trecut la altă fază, iau pastile. E în depresie după ce soțul ei a fost filmat împreună cu o damă de companie. Viorel Lis a negat totul. Cred, nu cred, sunt niște imagini care nu pot fi așa făcute pur și simplu. Probabil că a fost atras într-o capcană de o femeie ca să profite de el, părerea mea. Pentru că se simte trădată, Oana se gândește la divorț și e decisă să renunțe la amintirile care o leagă de Viorel Lis, inclusiv la casa în care s-au consumat 7 ani din iubirea lor. Aici unde ne aflăm, șoc, 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 suntem în dormitorul nostru. Stai că mă sună telefonul, scuză-mă. Poate e un cumpărător. Alo, da. Da, am o casă de vânzare, da. 400.000 de euro negociabil. Atât vrea Oana pentru casa cu 2 etaje și 7 camere din centrul capitalei. Aceeași vilă unde polițiștii au descoperit o întreagă rețea de prostituție. Mai multe tinere ar fi făcut masaj erotic și video chat în locuința fostului primar. Cine stă? Puia, cine stă acolo? Nu vreau să spun. N-am voie. Oana e decisă să scape de amintirile urâte. Aici avem încă o cameră, la fel aici era un dormitor. E pe cale să vină un bebe. De ce dați casa? De ce vă gândiți la divorț? Păi tocmai de-aia vând casa, ca să am bani de bună. Deocamdată, cei doi soți locuiesc împreună. Oana nu s-a hotărât dacă va divorța de Viorel și dacă va fi mamă singură.